Personalitate de excepție, gata de jerfă, suflet nobil cu o ținută morală vrednică de admirație, necruțător cu cei păcătoși, Sfântul Ion are rânduite de biserică multe zile de pomenire, cea mai importantă fiind pe 7 ianuarie, când se prăznuiește soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul și înainte mergătorul Domnului. În această zi, atât la sate cât și la orașe, se păstrează de secole mai multe tradiții și obiceiuri. Astfel, la slujba închinată praznicului, gospodinele aduc la biserică mai multe bucate pregătite în acea gospodărie, nici colaj cu staf fide și unși cu miere, cozonaci, brânză și ouă. De asemenea, se sfințește vinul care se bea la masă. Se împar pachete cu mâncare și vin alb, în primul rând săracilor și persoanelor care poartă numele de Ioan. În această zi nu se bea vin roșu, care amintește de martirajul Sfântului Prooroc Ioan. În familiile în care au murit rude în condiții suspecte, se fac pomeniri la biserică. Se citește pomelnicul cu numele decedaților și se dau de pomană pachete cu bucate preferate de cei plecați în eternitate în mod neașteptat. În unele zone se păstrează tradiții tradiția femeilor, un obicei la care participă tinerele neveste. Ele se întâlnesc cu nevestele căsătorite de mai multă vreme. Acestea le împărtășesc tinerelor surate din experiența lor de familie pentru a avea o căsnicie fericită și prosperă. Întâlnirea se încheie cu o petrecere, la care participă purtătoarele numelui de Ioana, dar la petrecere nu se consumă băuturi alcoolice. Din ziua de Sfântul Ion, timp de trei zile, casa se stropește cu aghiazmă mare, exceptând baia. Totodată, candela va arde în tot acest interval, pentru ca în în acea familie să se ia doar decizii înțelepte, chipzuite și discuțiile să nu degenereze în tensiuni și în gesturi necugetate. Se mai spune că în ziua soborului Sfântului Ioan, oamenii trebuie să fie veseli. În căminele în care membrii familiei nu se bucură în ziua praznicului, va domina tristețea până la sfârșitul anului.